Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia balanță, astăzi vom face balanță pentru săptămâna 15-21 aprilie. Și haideți, dragilor, să vedem ce vine către voi în această săptămână. Haideți să vedem o ghidare pentru balanțe în săptămâna aceasta. Ce vor aceste cărți să vă transmită pentru săptămâna 15-21 aprilie, balanță. Daniel este aici, îngerul căsătoriei și îți transmite că te sprijină chiar acum. La voi este vorba despre o relație, despre o conexiune. Iar aici ți se transmite, Francesca îți transmite ce dorești în acest moment, vizualizează și se va împlini. Negativitatea te va împiedica să mergi înainte. Dragilor, dacă aveți un vis, mergeți cu visul înainte pentru că se materializează, vizualizează, co-creează și crede în el. Este foarte important. Dacă îți dorești o căsătorie, dacă îți dorești un angajament, manifestă-l. Puneți intenția în univers pentru că în această săptămână este posibil să-ți întâlnești sufletul pereche sau persoana potrivită cu care să formezi acest cuplu. Balanțele se grăbesc. Haideți să vedem. E frumos aici pentru că aveți posibilitatea să împliniți o iubire, să găsiți o persoană sau ea să vă găsească pe voi alături de care să trăiți un vis. Trebuie să fiți sinceri cu voi. 7 de cupe la capătul setului de cărți. Este o alegere. Faci schimbarea, faci transformarea sau nu. Citirea începe cu cartea Carului. Carul aduce împlinirea visului, împlinirea acestui vis de legământ, de căsătorie. Ce îți dorești în acest moment, vizualizează și se va împlini. Visul tău se împlinește. Ți se pare greu, ți se pare mult, poate ai multe lucruri de făcut, poate ai un serviciu care ți ocupă tot timpul. Aici trebuie să fii foarte atent. Următoarea carte este Împăratul. Împăratul aduce structură și disciplină, ordine. Puneți ordine în gânduri, în idei și mergi către visul tău, pentru că dacă nu ai un vis, au alții pentru tine. Folosește-te de puterea ta pentru tine. Fii în energia împăratului în această săptămână și alege corect pentru sufletul tău. Următoarea carte este cartea îndrăgostiților. Aici, carul și îndrăgostiții. Alegeri, îndrăgostiții, 7 de cupe. Faceți alegeri înțelepte, cu adevăr, fără acest 5 de spade care vă sabotează. Fără acest conflict, dați aici un conflict, sunteți într-un conflict între minte și suflet, poate chiar și cu alte persoane, nu mergeți în pe același drum cu alte persoane de lângă voi care vă împovărează, poate familii, poate părinți, poate rude, ceva aici vă stagnează, vă stopează de la visul vostru. Dragilor, în această săptămână chemați-vă sufletul pereche, manifestați-l și co-creați pentru că puteți alege pentru voi. 7 de cupe aduce o transformare, o schimbare. Lăsați povara aceasta de pe umerii voștri care nu este toată voastră și ocupați-vă mai mult de visul vostru pentru că în această săptămână se întâmplă ceva benefic pentru voi. Aici este judecata. Aduce un nou început, o rază de speranță, de lumină. Poate o persoană nouă, acel suflet pereche pe care îl cauți și pe care îl chemi în viața ta. 9 de cupe, un vis împlinit. Citirea începe cu carul.
merge către un vis și se împlinește. Este un succes. Această săptămână este plină de noroc, de succes. Veți face ca lucrurile să se întâmple, că aici este un cavaler de bâte și un șase de monede. Ajungeți la un echilibru cu voi și mergeți către acest început fantastic pentru voi, pentru viața voastră și pentru tot ce vă doriți voi. Aici este un as de spade. Poate semnați un nou contract. Mergeți la un alt job, poate aici vi se pare prea mult, este prea mult, vă copleșesc aceste poveri de pe umerii voștri. Vedeți, în această carte sunt doi copii care car în spate o greutate mult prea mare pentru ei. Trebuie să ajungă departe aici, până la casă. Lăsați de pe umerii voștri poverile altora, mergeți cu lucrurile voastre pentru voi înainte, ca să puteți înainta mai repede. Dragilor, alegerea vă aparține. Aici sunteți ghidați corect, sunteți încurajați, sunteți sprijiniți de întreg universul. De voi depinde ce vă doriți, ce manifestați și ce co-creați, vizualizați și vi se împlinește, vă transmite și această carte. Vizualizează și se va împlini. Nu fi negativ, crede în visul tău, oricare ar fi el. Poate pictați aici, poate aveți un vis. Un vis care îl puteți transforma în abundență. Aici aveți un rac, un geamăn, un berbec, persoane care vin către voi, care vă ajută să vă despovărați aici de aceste greutăți pe care le cărați pe umeri. Persoana care intră în viața voastră vine să te sprijine, vine să te ajute, vine să te susțină. Aici se cere pentru balanțe în această săptămână să faceți puțină ordine în viața voastră, să vă gândiți bine care sunt bătăliile voastre și care nu. Pentru că dacă nu sunt ale voastre, trebuie să le lăsați în urmă și să mergeți către visul vostru, pentru că este timpul divin și așa este corect. Aici aveți un nou început plin de adevăr. Poate fi cu această persoană, alături de care să întemeiezi o familie, alături de care să-ți împlinești visul. Poți fi cerut în căsătorie în această săptămână sau poți să ceri pe cineva în căsătorie. Este o săptămână edificatoare. Este frumos pentru voi, pentru că veți avea succes. Orice vă propuneți va fi bine. Aici este un împărat. Împăratul decretează, dă ordine și ordinele se împlinesc. Știe ce își dorește, știe cine este, nu cară pe umeri poverile altora împăratul. Împăratul știe cum să facă toate acele lucruri ca visul să îi se împlinească. Este stăpân pe situație, este onest, spuneți adevărul, spuneți-vă vouă adevărul și transformați toate aceste greutăți într-un miracol, pentru că se poate în această săptămână. Îngerul căsătoriei te sprijină. Dacă îți dorești un suflet pereche, o legătură, o căsătorie, manifest-o, pentru că în această săptămână vine către voi. Este o săptămână frumoasă pentru voi. Nu fiți negativi, gândiți pozitiv, credeți în voi, aveți încredere și iubiți-vă mult. Renunțați la acest război între minte și suflet. Poate aici ați fost persoane care ați suferit mult. Lăsați în urmă această suferință, pentru că dacă rămâneți în suferință, lucrurile nu se vor schimba. Spuneți-vă adevărul, pentru că aveți parte de un nou început, ceva frumos care vine cu succes. Orice vă propuneți în această săptămână va fi încununat de succes, veți avea reușită. Aveți nevoie de un credit, acum mergeți și faceți toate documentele necesare, pentru că veți semna în această săptămână acte. Dacă aveți un proces,
procesul a fost greu, a fost anevoios, ați fost aici plin de temeri. Alegeți să transformați teama într-o virtute, să nu vă mai fie teamă, să vă bucurați de ce este, să vedeți cealaltă jumătate a paharului, pentru că vă va aduce succes această atitudine. Sunteți sprijiniți, sunteți ghidați corect, trebuie doar să vizualizați tot ceea ce vă doriți și visurile devin realitate. Este o alegere aici, să faci schimbarea de credințe și să mergi deschis mai departe cu sufletul tău, cu tine, pentru că vine către tine mult noroc, mult succes, poate acest rac sau o persoană puternică. Carul este condus de un împărat, poate fi un berbec aici, care vine către voi, o persoană puternică, o persoană care să vă arate un drum corect. Nu cărând în spate poverile altora, veți ajunge să vă împliniți visul, dragilor. Fiecare este cu visul său. Aici vi se relevă un adevăr. Veți înțelege niște lucruri în această săptămână. Poate de ce ați cărat aceste lucruri pe umerii voștri. Poate a fost o persoană care v-a ținut aici. Vă eliberați și mergeți către un vis pe care vreți să se împlinească. Nu face presupuneri inutile. Devino conștient de presupunerile tale inconștiente. Noi facem presupuneri rapide și inconștiente cel mai adesea pentru că am făcut un legământ de a acționa în acest fel. Am acceptat faptul că nu este sigur să punem întrebări și pornim de la premisa că dacă oamenii ne iubesc, ar trebui să știe ce dorim sau ce simțim. Dragilor, trebuie să spuneți persoanelor de lângă voi ce vă doriți, ce vă place, ce nu vă place. Poate sunt persoane aici în jurul vostru care vă țin așa pentru că voi nu vă spuneți părerea. Nu spuneți că e prea mult pentru voi. Lăsați în urmă aceste greutăți. Ce vine în această săptămână este foarte frumos. Este o idilă, este un vis care se împlinește. Îngerul căsătoriei îți ghidează pașii spre acea relație potrivită ție. Trebuie să o manifesti, trebuie să o vizualizezi și să o alegi. Fiecare dintre noi știm ce ne dorim. Fiecare manifestăm ce avem nevoie, fiecare pentru el. Aici visați la visul altora, împăratul visează la visul lui. Luați-vă puterea în propriile mâini, viața în propriile mâini și mergeți către visul vostru. Nu fă presupuneri inutile, nu te gândi la ce au alții de făcut, pentru că tu ai de îndeplinit aici o misiune, ai de trăit un vis și trebuie să țintești către acest vis. Spune-le celor din jurul tău, poate faptul că nu ai spus până acum ți-a creat acest disconfort. Vei avea o revelație, vei spune un adevăr în această săptămână și lucrurile vor căpăta un alt sens. Către voi vine o persoană iubitoare și vine repede, vine să împlinească visul vostru. O citire frumoasă pentru balanțe. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o săptămână de vis. Vă pup, pa, pa!